Cu 4 ani în urmă, o familie numeroasă, compusă din 28 de suflete, a fost evacuată din una dintre clădirile aflate în proprietatea primăriei. Au fost mutați provizoriu în apropierea podului de la Vadu Pașii, într-o construcție părăsită, în care funcționase un bar de mahala. Pentru că încăperea nu era suficientă pentru toți, și-au improvizat adăposturi din tot felul de resturi. Și v-ați ridicat singuri adăposturile astea? Fie în afară de astea cu zidării din cărămidă și cu aia altă, în rest ne-am improvizat noi. Din placaje, din șifonierii, tot ce am avut mobilă, am stricat-o, a trebuit să ne facem și noi fiecare câte bucă. Probabil că v-ați făcut provizorii, vă gândeați că stați puțin aici și că o să vi se dea altceva. Când ne-a adus aici prima dată domnul Bârlă și cu domnul, cum îl cheamă, Roșioru, așa, a spus că mai mult de un an de zile nu ne lasă aici. Și a trecut deja 4 ani. Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au obișnuit cu locul și chiar dacă trăiesc în condiții mizere, le-ar plăcea să rămână acolo. Își doresc să își poată construi în mod legal locuințe adevărate, care să îi ferească de ploi și de frig. Pentru că ei s-au stabilit în acea zonă, pe un teren aflat în administrarea societății Prescom, noi am dorit să găsim o formă legală, astfel încât ei să poată închiria o anumită suprafață de teren, astfel încât să aibă acces la utilități și poate, de ce nu, să-și ridice o construcție provizorie în acea zonă. Din păcate, între timp, societatea Prescom a intrat într-o procedură de insolvență, astfel încât terenul acela este sub sechestru și nu mai poate fi încheiată nicio formă legală pentru închirierea acestuia. A venit domnul viceprimar, ne-a promis că ne face și nouă acte aici, că ne dă și nouă, ne bagă lumină, ne bagă apă, ne ajută să ne ridicăm cu materiale de construcții, care a spus că nu se poate, că e o fraudă pentru la primărie, nu știu cum acolo. Așa că noi altceva ce să cerem? Să ne dea și nouă să ne facă acte aici, dacă nu să ne găsească în altă parte, că nu se mai poate trăi aici. Aseară, din cauza topirii zăpezilor și din cauza ploii, apa a pătruns prin acoperișuri și le-au udat toate lucrurile. Și-au mutat paturile în locurile mai adăpostite și-au pus vase peste tot să strângă apa care curgea din tavan. Astăzi ne-au rugat să îi ajutăm și să le reamintim autorităților, dar și comunității buzoiene, că încă mai trăiesc în ghetoul de la podul Vadu Pașii și că au nevoie de ajutor. Dar voi ce ați cerut? Material de construcție? Am cerut materiale de construcție să putem să ne ridicăm ca lumea, să stăm și noi. Am cerut contracte și noi aici, nu. Investim niște bani. Da. Cu ce specificăm noi când ne-o dă afară de aici, când ne rămâne banii pe aici? Avem carte, provizorii, nu puteți ne facem acte, copiii care fac 14 ani, cât de curând. Dar locuință socială n-ați cerut? Bă, da, am cerut, dar ni s-a dat niște moduli. De la ce să faci cu modul? De la că nu-ți intru un pat de asta și o masă. Doar 3 dintre ei au cărți de identitate și au putut vota, ceilalți au documente provizorii și nu își pot face actele pentru că nu au un domiciliu legal. Suntem 3 care avem buletine normale aici, suntem doar 3 care avem, dar sunt pe alte adrese, pentru că adresa noi nu avem aici. Eu am buletin pe mine. Și ceilalți n-au votat? Păi n-au votat că n-au cu ce, că au cărți provizorii. Și nu s-a putut vota cu cărți provizorii, numai cu buletine normale. Înainte de vot, ne-au solicitat toți pe aici, au venit cam toți. După ce s-au votat, nu a mai venit nimeni. Pa. Și-au luat la revedere de la noi. Și ne minte.